Avântul Reghin s-a reunit ieri după amiază la primul antrenament al perioadei de pregătire sub comanda antrenorului Andrei Enedi. La antrenament au fost prezenți toți jucătorii. În momentul de față, doi sunt accidentați, și anume Laurențiu Opriceană și Călin Oprea. Echipa reghineană va suferi câteva modificări în ceea ce privește lotul pentru sezonul competițional 2012-2013. Asta sunt trei jucători care am certitudinea că vor face parte din sezonul viitor, din lotul în lotul nostru, care vom aborda sezonul care va veni. Jucători buni, un atacant, un mijlocaș central de creație și un fundaș central. Pe lângă aceștia trei, mai îmi doresc 1-2 transferuri și aici voi încheia perioada de transferări, adică practic acești jucători, cu acești jucători voi aborda sezonul care va veni. Mâine jucătorii vor efectua vizita medicală. Programul de pregătire se va încheia pe 20 iulie, după care se va intra într-un cantonament centralizat pe o perioadă de 8 zile, cu câte 2-3 antrenamente pe zi. Iar până la startul campionatului sunt programate câteva meciuri amicale. Până la acest cantonament centralizat voi perfecta 3 jocuri amicale, iar unul dintre jocuri va fi cu cei de la FCM Târgu Mureș, pe data de 20 sau 21 iulie. Obiectivul principal al echipei Avântul Reghin este clasarea pe primele 5 locuri ale seriei în următoarea ediție a campionatului, dar și etalarea aceluiași profesionalism de care au dat dovadă și în ultimele 2 sezoane. Referitor la filozofia mea proprie de antrenor, la ceea ce s-a întâmplat și în acești 2 ani jumate, 3 ani de când la echipă, nu vă voi abate la ceea ce înseamnă disciplina în cadrul lotului, implicarea 100% la antrenamente și sigur acel profesionalism de care am dat dovadă și în sezoanele precedente. Avântul Reghin a avut parte de un final fericit de campionat. Divizionarea C a încheiat sezonul pe un loc liniștit, poziția a 5-a în clasament.